La începutul anilor 90, după constituirea sindicatelor independente din Moldova, negocierea contractelor colective de muncă de diferit nivel au o nouă abordare, o nouă bază juridică. În temeiul lor a fost constituită Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective și a comisiilor similare la nivel de ramură și teritorial. Noțiunea de contract colectiv de muncă trece în istorie. Este utilizată cea a convențiilor colective și abordarea este alta. Ea nu ține de toate aspectele relațiilor de muncă. Este axată pe cele fundamentale: salarizarea, timpul de muncă și odihnă, contractul individual de muncă, eliminarea muncii nedeclarate și a salariilor în plic. Ulterior, parte a negocierilor este protecția muncii tinerilor, securitatea și sănătatea muncii. Recent, această practică a negocierilor, baza juridică, a fost obiectul unui studiu realizat de Confederația Sindicatelor. El este un suport în perfecționarea mecanismelor negocierilor colective de protecție a angajaților. Studiul a depistat anumite lacune care noi considerăm trebuie să fie laturate. În primul rând, noi nu suntem satisfăcuți de negocierile și convențiile și modul în care sunt încheiate la nivel de branșă, pentru că nu atât de activ în cadrul ministerilor și patronatului de ramură sunt discutate problemele în cauză și se formează o, să zicem așa, abordare greșită că majoritatea problemelor trebuie să fie examinate la nivel național, la Comisia Tripartită de Consultări și Negocieri Colective. Să fie majoritatea problemelor canalizate la Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective, atunci nu vom avea niciun efect, va fi o sumedenie de probleme care nu putem să realizăm. O să negociem și discutăm și cu Parlamentul și cu Guvernul privind realizarea convențiilor în perioada aceasta care au fost realizate, cum se îndeplinesc. Pentru că după fiecare convenție stau oamenii, stau relațiile de muncă, stau și condițiile și reducere, etc. Și punctul 3, noi considerăm că nicătând la criză, nicătând la problemele care astăzi sunt nu numai în Moldova și în țările apropiate, în afară de negocieri, consultări, parteneriat social, eu nu prefer tot niște bataliile sau unele elemente care se varsă, simt așa, sânge și alte probleme. Mai bine negocierile dure, dar cu rezultatul. Atelierul de validare a studiului cu genericul Justiția Socială pentru Sindicate a fost susținut de Ovidiu Jurcă, specialist principal pentru activitățile lucrătorilor din echipa pentru munca decentă, biroul de țară al Organizației Internaționale a Muncii pentru țările din Europa Centrală și de Est, din Budapesta. Realizările sindicatelor din Moldova au fost de fiecare dată raportate la practicile țărilor Uniunii Europene. Acest studiu arată în momentul de față că există anumite discrepanțe în materia aplicării prevederilor legale și cele care există în convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii, ratificate și de Republica Moldova. Există diferențe în aplicarea acestor prevederi între sectoare de activitate, între sectorul public, sectorul privat, care creează până la urmă o discriminare în ce privește dreptul fundamental al lucrătorilor. Considerăm că prin creșterea capacității organizatorice, a profesionalismului negociatorilor sindicali, aceștia vor deveni parteneri extrem de aplicați, de constructiv în negocierea colectivă și vor contribui la crearea unui cadru necesar al păcii sociale și al convergenței sociale care să ajute Republica Moldova în drumul său către Uniunea Europeană. Societatea pe acțiuni rețelele electrice de distribuție Nord din orașul Bălți are tradițional un program specific de muncă. El este dictat de numărul mare de consumatori din 9 raioane ale Republicii și municipiul Bălți. În plus, majoritatea angajaților execută de regulă lucrări cu un risc sporit pentru viață. Anișir, respectând cu strictețe normele securității muncii, au reușit să evite accidente grave. Acum 3 ani însă, statistica a înregistrat un caz ieșit din comun. La executarea lucrărilor de demontare a unui pilon, s-a întâmplat că pilonul dat, noi pe urmă am făcut expertiză care a decis că totuși la confecționarea pilonului au fost încălcate tehnologii. Că s-a găsit că metalul cel care era în pilon era lipseau, nu era de plin și când montorul executa lucrări de demontare a căzut cu pilonul împreună. După cădere a decedat lucrătorul nostru care era angajat la lucru un parcurs la un an de zile.
El născut din anul 1980. În urma tragicului accident și-a pierdut viața Serghei Griga. Fără susținere a rămas soția Aliona și copilul de un an Eugen. Am rămas fără de soț, soțul lucra, eu am rămas cu copilul mic, eu nu lucram. Dar n-a copleșit-o deznădejdea. Chiar din primele clipe, sindicatele de la întreprindere au făcut totul pentru a atenua durerea familiei. A susținut-o moral și material. Ulterior, sindicatele au convins administrația să plătească familiei o compensație materială impunătoare. După ce a avut loc cazul și după studierea, la insistența sindicatelor și cu administrația în deplin acord comun, deci s-a restituit paguba financiară persoanei date. Deci, soții lucrătorului nostru. Suma de recompensă unică a constituit 1.086.000. Deci, fiți de acord că suma este destul de mare. Așa o sumă pentru orice întreprindere este o lovitură financiară. Deci, în cazul de față, s-a luat o decizie corectă că n-a fost vinovat persoana, dar au fost vinovat organizatorilor de lucrări, s-a întâmplat. A rămas familia fără cel ce aducea copiii ca cei acasă, datorită cărui exista familia dată, o familie tânără. Și sindicatele totuși au insistat ca de plin să fie executată plata. Ajutorul noastră chiar mi-a părut tare bun că în timpul ăsta n-am avut cu ce să ne întreținem ea ca și. Colegii care au lucrat, soțul, noi ne întâlnim des, vorbim, cum ne treabă cum la noi, ce mai nou. Familia dată este în vizorul întreprinderii noastre permanent. Noi avem filiala, asta s-a întâmplat în raionul Rășcani, deci avem filiala în raionul respectiv, care tot timpul se interesează de stare, care este, ce, cum, n-aș vrea să spun că este condus chiar toată viața familiei date, dar noi ne interesăm la toate sărbătorile, când este posibil ne interesăm care este starea familiei, cum se află, fiindcă e o mamă tânără, copil a rămas. Chiar în primele zile, după accident, sindicatele și administrația au revizuit tot programul de securitate a muncii pentru a evita asemenea cazuri. Dar asemenea situații ca la Bălți nu sunt prea multe. Mulți agenți economici care practică achitarea salariilor în plic refuză adesea să se țină de buchii legii și să ofere ajutor celor accidentați la locul de muncă. Deci nu știu cu ce să încep. Am lucrat la o întreprindere mai bine de 14 ani, așa, vreo 14 ani și vreo 7 luni. Și m-am îmbolnăvit, nu mai pot să lucrez, am fost pe la medici, trebuie să adun hârtiile, documentele, să dau la grup. Și mi-a zis, aduceți de pe unde ați lucrat, de colo, de dincolo, tot, și o să vedem. Și lasă vie vreo două femei de acolo, martori să spună că ai lucrat. Eu m-am dus și am lucrat pe vreo două este mai tineri pe care tot eu le-am învățat acolo cum scoasă și el zice, nu vrem noi să ne ducem la judecată că ne temem cum pierde lucrul, stăpâna a să ne alunge și pe noi. Și acum chiar că nu știu ce să mai fac, că singură pe lumea asta. Bărbatul meu a murit, am 6 ani, copii n-am avut că soțul meu a fost foarte bolnav și am grijă de dânsul mulți ani la rând. Și singură pe lume, dar unde să caut dreptate, că și eu mă tem de dânsa că e m-a amenințat, că să nu mă duc nicăieri, să nu scriu nicăieri, să nu mă plâng nicăieri. Dar eu mă gândesc de grabă și la pensie, azi trebuie să-ți duc documentele, de unde am să le iau, ce am să fac, nu știu. De curând a fost creat un serviciu nou în cadrul Confederației Naționale a Sindicatelor, care are în vizor activități ce țin de inspecția muncii. Sarcinile principale de a apăra dreptul omului la protecția muncii, care e garantat de Constituție, de a fi mai aproape de locul de muncă, fiindcă stând prin birouri este foarte și foarte complicat de a apăra interesele omului muncii. Tocmai de aceasta s-a format Inspecția Muncii a Sindicatelor, disconcentrată. Avem o filială în Bălți, unde sunt angajate deja două persoane, la sud este angajată o persoană, în total 9 persoane pentru început. Întrucât în ultima vreme se produc multiple și diverse încălcări în domeniu, este foarte necesară activitatea unui asemenea subdiviziuni. Primim multe informații
și o să întâlnim în activitatea noastră, informații de specialitate, de profil, unde se renovează aspectul întregime de cunoștință, care o să fie folosite în parcurs în activitatea noastră. Instituirea Inspectoratului Muncii al Sindicatelor a fost o necesitate vitală. Din ce cauză? Anual, în Republică avem în jur la 500-600 de accidente de muncă, dintre care 10% mortale, 20% soldează cu urmări grave. În afară de asta, condițiile de muncă, la locuri de muncă, de ani ce trece, tot degradează. Vă zic că finanțarea, măsurile de protecție a muncii nu mai sunt obligatorii prin lege, prin nouă lege a Securității și Sănătății Muncă, îi da dreptul angajatorul să finanțeze la dispoziția lui. Cât dorește, atâta finanțează. Noi am făcut analiza și am depistat că anual se alocă finanță în mărime sub 1% din nivelul de salarizare. S-a început cu instruirea, pentru că o asemenea activitate presupune și anumite abilități, dar și cunoștințe specifice. Pe ani ce trece, defalcările din fondul de securitate sociale pentru plata, pentru incapacitatea temporară de muncă cresc. Au ajuns la 500 de milioane de lei. Iar investițiile în protecția muncii, pe care le-am numit, alcătuiesc undeva 200 de milioane de lei. Asta e o cale greșită. Vă zic să fac mușamolizări în timpul atestării locuri de muncă sau nu se efectuează la timp atestarea locuri de muncă. Lumea lucrează în condiții nocive, în condiții grele. Din această cauză și cresc numărul de îmbolnăviri. Acum suntem preocupați de instruiri personalului, fiindcă inspectorul de muncă a sindicatului trebuie să fie niște profesionali cu un nivel ridicat de pregătire pentru a face față la toate neregulile, la toate abaterile care vor fi depistate. Centrul de diagnostic care activează în incinta Institutului Muncii vine să mai reducă din prețurile achitate de către cetățenii noștri pentru unele servicii medicale. Utilajul procurat este unul performant, iar pacienții, membrii de sindicat, achită doar 25% din costuri. В данном возрасте нужно постоянно часто проверяться, так как предотвратить по заболеванию. Здесь хорошие врачи, хорошая обслуга хорошая, и поэтому для того, чтобы проверить все условия. Sunt zile când aici vin autobuze din localitățile rurale pline cu lume. Aceștia se înscriu din timp și, urmând sfaturile specialiștilor, beneficiază de aceste servicii. Noi facem ultrasonografie abdominală, tot ce aici este, ultrasonografia vaselor sanguine, ecocardiografie cu Doppler, cu Doppler tisular. Aparatul acesta permite de a investiga femeile gravide, de evoluția sarcinii, permite de a investiga articulațiile. Este o hotărâre de guvern care stabilește prețurile pentru serviciile medicale prestate de către centrele de sănătate public și private. Un membru de sindicat care vine la noi cu îndreptarea de la Comitetul Republican la Mural, ei plătesc a patra parte din costurile care sunt stabilite de guvern. Noi nu concurăm cu centrele diagnostice de la bun început. S-au făcut aici o investiție pentru membri de sindicat. Noi facem investigațiile pentru cei care sunt membri sindicat cu prețurile rezonabile. Pentru noi, acoperim diferența aceasta într-o lună, undeva vreo 9.000 lei, Confederația acoperă din sursele proprii. Și acum noi vrem că omul să fie verificat, să fie controlat, să aibă grijă de sănătate. Pentru că eu vă spun încă o dată, noi alergăm, permanent noi avem posibilitate, întrebăm la mediu că deja ceva trebuie să fie operat. Dar de ce nu să fie depistat o maladie? Doi, noi să lucrăm cu centrul diagnostic, avem o înțelegere. Sunt diferite programe care pot fi depistate diferite patologiile. De pildă, programul acesta permite să fie depistată patologie, se consultă pe videoconferință prin centrul diagnostic și dacă este ceva mai complicat, se duce la investigație mai departe. După cum v-am promis în emisiunea precedentă, astăzi vom vorbi despre durata contractului individual de muncă. De regulă, contractul individual de muncă se încheie pe perioade nedeterminate. Prin aceasta, salariatul obține un loc de muncă permanent, o stabilitate în raporturile de muncă. Cât privește contractul individual de muncă pe perioade determinate, am putea să vorbim despre mai multe particularități. În primul rând, acest contract poate fi încheiat pe perioadă nu mai mare de 5 ani.
1. 2. În cazul în care în contractul individual de muncă nu este specificată durata, acesta se consideră contract încheiat pe perioadă nedeterminată. Legea indică exact cazurile în care poate fi încheiat un asemenea contract. De exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale unui salariat care se află în concediu, pentru executarea unor lucrări cu caracter temporar sau lucrări de sezon, pentru angajarea unei persoane pensionate pentru limită de vârstă sau vechime muncă, însă care nu este angajată. Evident că salariații nu întotdeauna cunosc aceste particularități ale contractului de muncă. De aceea, sindicatele sunt disponibile de fiecare dată să vină în ajutorul lor. După caz, sindicatele implică Inspectoratul Muncii a sindicatelor, care de asemenea, prin exercitarea controlului, protejează salariații, adică în vederea asigurării, respectării drepturilor care le aparțin. Aș vrea să zic că sindicatele actualmente sunt preocupate de elaborarea unor propuneri de modificare, de completare a legislației în acest sens, care de asemenea ar duce la asigurarea protejării salariaților în cazurile de încheierea contractului individual de muncă. În primul rând, ar fi bine ca noi astăzi să avem în legislație prevederi care ar specifica că în cazul în care angajatorul a încheiat un contract individual de muncă pe perioadă determinată mai mult de 2 ori, aceasta să se considere ca contract individual de muncă pe o perioadă nedeterminată sau în cazul în care contractul a fost încheiat cu încălcarea legislației sau în afara cazurilor prevăzute de lege, acest contract de asemenea să fie considerat pe o perioadă nedeterminată. Un alt aspect al contractului individual de muncă îl constituie perioada de probă, fapt despre care vom vorbi în emisiunea viitoare.